Facem împreună un calendar gospodar fără pereche. Mamă! Da. Hai, mă, domnișoară, nu vezi că nu ești în stare. Ochelarii? Hai, tu știi yours? Dar vai! Hai, hai, mă ajuți? Te ajut. Cât mai strâns. Știu-te. Ține cu mine ridicat în sus. Băi, fetelor, nu știu. Dacă voi e rușine, dacă voi e nașpa... Tu n-ai limpe de să spui la tine. Care chiloți mă lăsați la? Ține-o acadeaua și nu se vede nimic. Hai, ai ținut acadeaua? Bine, hai, atunci ai jos. Sincer, acum vreau să fiu sinceră, am avut o puțină problemă cu praful ăsta de aici, pentru că tot îmi venea să strănu și nu mă puteam concentra. Gata, sunt gata să pozez! Tu măcar a început distracția, distracția și nebunia. Ha? Ia uite tu și tu la aia. Așa, 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 așa. De departe, Diana. Diana iar nu-l văd pe Andrei. Păi, frate, deci mă enervez. Mai pisicoase, nu... Acum hai să facem pe rând cu Andrei. Hai poze cu maimuța pe rând. Eu m-am simțit bine în brațele lui și cred că putem avea o relație de lungă durată și sper că așa să fie. Măi, așa stoi aici frumos? Am fost cu minte. Pe piciorul ăsta? Wow! Așa. Mă, da, ție-ți place să mănânci, hai? Este bine rolul de Moș Crăciun, dar m-a cam supărat, sincer. M-a cam supărat pentru că s-a cam luat puțin de mine și pe un motiv pe care nu era tocmai ok pentru că nu e adevărat, dar nu contează, mă împacă el cumva. Gata? Da. Păi și trebuie să te țin cumva, nu? Hai, da, păi ține-mă. Ia, fii atent, uite, hai să te ajut eu un pic. Vine, dă umărul ăsta așa, ține mâna asta ca lumea aici așa. Așa și te lași un pic pe spate, așa, da? Hai. Ok, hai. Hai. Așa, aici, da? Da, sunt grea pentru că am oasele grele, dar cred că exagerează și la... E normal că am zis că e nesimțit pentru că m-am atacat puțin pentru că mi s-a părut aiurea. Andrei, după aia mergem la spital, da? Super. Deja mi s-a făcut 3 hernii de deci. Hai că spune aici că nu s-a așa hai grea. Hai să schimbăm. Întoarce-te. Super. Încă o dată. Cred că uiți ce fund am ăsta când trebuie 3 kg. Cred că uiți că ai 58 de kg. La 1,60 m. Mie îmi convine uneori când oamenii îmi zic așa să mă oprească, pentru că uneori am tendința de a exagera. Așa că va trebui să mă împaci, să știi. Te împac mai târziu un pic. A, bine. Se poate? Da. O să mă fac că nu te văd, Diana, da? Da, păi dar lasă-mă că stau și acum să iau aer. Ai poziție. Poți să pui mâna acolo pe piept dacă tot luași poziția asta, poți să ridici piciorul așa puțin în spate. Surprise! Asta-i pentru ce ai zis. Diana! Surprise! Asta-i pentru ce ai făcut. Ajută-mă, vină și ajută-mă să mă ridică-te acum. Hai să te ajut. Hai, pace, da? Pace, hai. Am trăut ceasul la faza asta. S-ar dunghiuță! Nu vezi că eu nu am în seamă că dacă ar fi să mă țin cu ea. N-aș ajunge nicăieri. Ia spune. Efectiv, nu mai pot. Deja am obosit psihic astăzi cu Diana. Deci de nou... A urlat, s-a enervat, s-a supărat. Ești nașpa, vino să mă împaci. Diana, hai, dacă vrei să faci chestiile astea, nu e ok. Frate, eu am fost supărată pe el și de am vrut să fac chestia asta, da, pentru că ce treabă aveai cu mine, dacă erai supărată cu pe el? Cu ședința ei. Dar nu te-am atins pe tine. Dar trebuia să-i faci lui când era singur, dacă nu făcea nimic. Dar nu te-am atins pe tine. E bine, dar nu te-am supărat, nu te-am atins, dar merita. Că mă supăr. Ți-am zis că vreau să termin lucrul ăsta mult mai repede, ok? Ți-am zis că mi-este cald, nu mă simt bine. Mi-a stricat partea noastră din ședință. M-am supărat pentru simplu fapt că s-a răzbunat și pe mine când aveau ei treabă. Nu știu ce se întâmplase, ce i-a spus Andrei și a deranjat-o. Uite, facem un cadru în care săriți așa cu picioarele lateral în sus. Dar eu vreau partea aia, pentru că nu-i partea mea bună. Deci... Diana, deci nu mă pus aici. Diana? Gata. Băi, deci în loc să stai lângă mine. O singură dată, dacă mai faci ceva, poți să zbori de aici. Dar nu te mai supăra așa. Păi dar nu mă supăr, dar ideea e că vreau să terminăm. Până la urmă eu zic să se mai calmeze, să ne mai și distrăm, să nu se mai supere toată lumea așa de ușor. 1, 2, 3 și... Nu. Nu. Eu nu mai sar. Mi-a displăcut puțin faptul că am o rochiță destul de scurtă. Nu m-am simțit confortabil în ea și nu am putut să mă bucur pe deplin de această ședință. Eu m-am distrat maxim și până la urmă astea trebuiau să facă și ele. Scuză-mă, gata, sunt profi.